Vladimir Ambros atacă top 10 a celor mai buni marcatori din istoria diviziei naționale. Grație celor 11 goluri marcate în acest sezon, atacantul de 27 de ani i-a depășit în clasament pe Viorel Frunză, Radu Gânsar și Alexandru Antoniuc. După golul înscris în poarta lui Milsami, Ambros a ajuns la 61 de goluri și l-a egalat pe antrenorul său de la Petrocub, Lilian Popescu, care a reușit să înscrie în tricoul a trei formații, Agro, Nistru Otaci și Olimpia. Ambros a marcat 5 goluri din penalti, în timp ce Popescu 3, doar că Vladimir a ratat alte două, cu unul mai mult ca Lilian Popescu. Cei doi au fost provocați să înscrie din nou de la punctul cu VAR. Au avut de executat câte 4 penaltiuri, iar între buturi au stat pe rând Michael Meira și Igor Mostovei. Singurul care nu a ratat a fost Lilian Popescu. Sunt timpuri diferite, fotbal nu stă pe loc, a crescut intensitatea, toate echipele caută să limiteze echipele adverse în spațiu, să găsească spațiu. Când jucam pe timpurile noastre, era în viziunea mea puțin mai ușor, dar dacă vorbim de timpurile în trecut, sunt sigur că dacă eram mai serios și mă antrenam mai mult profesionalist, cred că avea mai multe marcate goluri, dar ceea ce contează de Vladimir, eu sunt sigur și sper că în timpul apropiat, în 2-3 sezoane, va ajunge și la cifra 100, ceea ce doresc din suflet, pentru că este un atacant de la Dumnezeu, cu spirit, cu inteligență, poate să facă și-și creează și să marcheze gol din nimic. Să menționăm faptul că eu sunt atacant, dar el a fost mijlocaș și a reușit 61 de goluri, este o performanță mult mai mare decât a mea. Da, într-adevăr, e ceva frumos când înscrii, când marchezi, dar luând în considerație că 61 de goluri le-am bătut în mai multe sezoane și uitându-mă la Ronaldo, Messi, în ce campionat joc, cum marchează 50 de goluri pe sezon, clar, nu e așa un moment, să zic, Doamne, la ce am ajuns. E un moment normal. Clar că sunt fericit că majoritatea din goluri au adus puncte pentru echipă, dar n-am făcut nimic deosebit. Cred, sper că este unde să crești. Both they shoot very well. Popescu shoot well. I think he win this game and it's very nice. Congrats for both. They put 61 goals both. Vladimir Ambros mai are nevoie de 3 goluri pentru a-l egala pe antrenorul secund de la echipa națională. Sergiu Kleschenko și-a intrat în top 10 a celor mai buni marcatori din istoria diviziei naționale. În sezonul 2018, Ambros a fost golgheterul campionatului, iar în actualul sezon are 11 goluri, cu 2 mai multe ca Mihai Plătică și Sergiu Istrati. Orice trofeu individual este binevenit și este frumos, pentru că până la urmă asta e un rezultat al muncii pe care o faci. Clar că mi-aș dori să fiu golgheterul campionatului, dar îmi doresc mult mai mult ca echipa să fie acolo unde ne dorim cu toți. Jucătorii de la Petrocub i-au urat astăzi la mulți ani tehnicianului Lilian Popescu, care în 3 rânduri a fost desemnat cel mai bun antrenor din Moldova. El a atins vârsta de 48 de ani. What he's making in this team is not everybody can make to fight with Sheriff, and he's making amazing job not only this year, the last season, but this season is something very, very, very well what he's making, and I hope a lot of health for him family, and to continue like this because he's making an amazing job. Vreau să doresc multă sănătate, să fie la fel de ambițios și să ne ținem frâu. Eu îi doresc în primul rând sănătate, pentru că în ziua de azi asta e cel mai prețios după ce situație avem în țară și în lume. Îi doresc să aibă scopuri, să-și pună scopurile în față, să viseze la ele, să muncească mult la ele și cu siguranță o să le dobândească. El merită mai mult decât campionatul Moldovei, îi doresc să ajungă mai departe. Ca și fiecare copil și orice antrenor visează, e important să muncești, să fii sincer față de acest frumos joc, fotbal, să te dăruiești la maxim, să înveți din zi în zi, pentru că în fiecare zi apar lucruri noi. Să fii contemporan cu fotbalul modern, dar se spune că dacă spui ce îți dorești cel mai mult, nu se realizează. O să fie o taină, dar, repet, cel mai important pentru mine e să lăs în spate după mine, cu ajutorul băieților, echipelor, să lăs ceva frumos, ca să scrim istorie. Pe 21 noiembrie, Petrocub va găzdui formația Sfântul Gheorghe în cadrul etapei a 18-a din Divizia Națională. Echipa antrenată de Lilian Popescu va mai juca în acest an în deplasare cu FC Bălți și acasă cu Sheriff Tiraspol.